Protestul s-a desfășurat pe durata 2 ore, timp în care oamenii au fluierat și au suflat în vuvuzele. De asemenea, angajații din port au adus câteva utilaje în fața sediului administrației porturilor maritime. Președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portoare, Mircea Burlacu, a transmis celor prezenți că portul nu este al guvernanților, ci al angajaților. Radu Mazăre are un discurs stereotip, încearcă să ne bage mamaia pe gât și până la urmă nu înțelege că asta e un port al țării și nu este un port care să fie la moftul dumnealui. La rândul său, unul dintre reprezentanții sindicatului portuar a explicat de ce angajații se opun trecerii portului sub conducerea administrației locale. Nu cred că cineva poate să-și asume o asemenea responsabilitate ca un port de interes european și național poate să fie făcută prin politică locală. Nu există în lumea asta așa ceva. Chiar dacă ni se dă ca exemplu portul Rotterdam sau Hamburg, istoria acestor porturi, dacă este citită și adusă în realitate în fața celor care ascultă astfel de inepții, se va vedea că are altceva în spate, adică construcția acestor porturi are altceva decât particularitatea portului Constanța. Cei prezenți la protest au declarat că nu se opun unor discuții cu primarul Radu Mazăre, însă au subliniat că ei nu negociază revendicarea ca statul să-și piardă pachetul majoritar de acțiuni la portul Constanța. Am înțeles că s-au făcut ceva presiuni, s-au văzut dacă au fost prezenți, n-au fost prezenți. Fac liste? Așa am înțeles, nu știu nimic sigur. Și cel mai bine să dea și portul de la Fetești, să-l dea la primărie la Fetești, 33%, și podul ăla e la Fetești, nu? Și aparține tot de domnul ministru Șova. Și podul ăla. Să ia taxele de la pod, de la Fetești, primăria de la Fetești, nu? Consiliul Local Fetești. În prezent, Ministerul Transporturilor este acționar majoritar la administrația porturilor maritime Constanța cu 60% din acțiuni, fondul proprietatea deține 20% și tot 20% are și Consiliul Local Municipal.